Da, am revenit cu a doua parte a emisiunii. De ce nu poate obține complexul energetic Oltenia niște penalități pentru că a fost sistat contractul de livrare cărbune cu acel SRL-ul din Constanța? Ar trebui să ne răspundă tot domnul Laurențiu Ciurel, pentru că în contract erau prevăzute penalitățile respective. Ei bine, deși declara în urmă cu ceva vreme că sunt în întârziere cu plățile domnii de la SRL-ul de apartament, nu au aplicat nicio penalitate. Ce fac, de fapt, domnii care conduc această companie unde sunt probleme financiare? Aplică după ureche sau aplică după cum au chef anumite prevederi din niște contracte din care ar putea să câștige niște bani? Deci, prima chestiune, orice conducător de agent economic mic știe că atunci când se înființează o firmă pentru a executa un contract, mai devreme sau mai târziu, aceea va da un tur. Și sunt sute de cazuri, mii de cazuri în România. Probabil că și domnul Ciurel trebuie să știe asta. În momentul în care o firmă se înființează în octombrie pentru un contract pe termen scurt, la un moment dat se va întâmpla ceva cu acea firmă. Referitor la penalități, totuși o chestie, n-am văzut contract, de o chestie dubioasă. Dacă dumnealui spunea că livrează marfa cărbunele către acel SRL numai după ce primește banii, de ce penalități poate să fie vorba? Dacă sunt făcute plățile în avans, adică. Mai departe, presupunem că ar fi penalități dacă nu ia toată cantitatea. Păi dacă nu ia cantitatea, SRL-ul ăla dispare, se evaporă. De unde mai ia domnul Ciurel penalitățile? Că trebuie să știe că acest SRL-ul nu avea bonitate, că se înființase al altei, de a da dânsul acel contract către dumnealor. Dar de ce credeți că Dar domnii repet, sunt organele directori statului care trebuie să analizeze. se joacă pentru că, spuneam, au tot dat declarații în care s-au contrazis, adică s-au jucat pur și simplu Păi și cu se angajații joacă. și cu opinia Deci, din publică, din păcate, moment ce astăzi spun una, mâine domnișoară, alta, astăzi acuză pe unul, mâine pe din altul. păcate, din păcate, se joacă cu soarta gorjenilor și dânsul și cei care îl susțin în frunte cu conducerea județului. Pentru că nu suntem străini de Gorj. De când a venit domnul Ciurel din Gorj, și nu vorbesc acum de CEO care dispar acum 2000 de locuri, au dispărut mii de locuri de muncă din Gorj. Știți că dumnealor, când au venit la guvernare, aleși pe valul ăla de entuziasm, au spus că creează 1 milion de locuri de muncă. Mai iau un pic și termină mandatul. Câte locuri de muncă au creat? Și Pentru că încet, încet, sau în ritmul pe care îl au ce se acum, întâmplă în termină și Gorj, ce mineritul se întâmplă în în Gorj, câțiva ani. sunt convins că e în toată țara. Și de ce spun chestiunea asta? Vedeți, există un barometru, cel puțin al industriei, foarte clar. Acel consum de energie industrial. Păi în momentul în care, din 2012 până acum, consumul industrial a scăzut de la an la an și nu cu procente mici, credeți că mai sunt același număr de locuri în industrie? Vedeți că s-a dezvoltat sectorul transporturi sau agricultura? Din fericire ne-a dat Dumnezeu niște ani buni în 2012-2013 și am avut o producție agricolă destul de bunicică. Dar de mișcat în România nu prea s-a mișcat nimic. Îl avem prin telefon și pe jurnalistul de investigații, Narcis Daju. Bună seara! Bună seara, mulțumesc că Îi rog pe mi-a colegii mei oferit să dea ocazia sunetul să... mai tare în studio ca să auzim și noi ce spune Narcis Daju. Bună seara încă o dată, Irina. Bună seara, domnule președinte. Bună seara. Sunt onorat să intervin telefonic în această emisiune în care văd că situația de la CEO este abordată cu respectarea realității. V-aș oferi câteva răspunsuri la întrebările puse de domnul Vâlvulescu adineauri. Domnul Ciurel trebuie să aplice acele penalități de reluării din Constanța pentru că prin contract
acel SRL s-a angajat că va ridica zilnic cel puțin de tone de cărbune. Niciodată nu s-a întâmplat asta. S-au ridicat în medie sub 5.000 de tone. Chiar dacă s-a încălcat contractul, domnul Ciurel până în prezent nu a aplicat niciun fel de penalitate. Mai mult, conform contractului, parafat cu SRL-ul din Constanța, acel SRL trebuia să depună în termen de 15 zile de la încheierea contractului o garanție bancară de 780.000 de euro. Acea garanție bancară nu s-a depus nici până în ziua de astăzi. Altceva. Contractul de vânzare de cărbune, 1.200.000 de tone, către SRL-ul din Constanța, este independent de situația din Serbia. Ei au participat la o licitație organizată de Ciurel, independent de situația din Serbia. Pe Ciurel nu-l interesează ce face SRL-ul din Constanța cu cărbunele. Acel SRL are obligația să ridice 10.000 de tone zilnic până se împlinește cantitatea de 1.200.000 de tone. Deci, nu avem nicio treabă cu Serbia. Licitația de la CEU s-a organizat în decembrie, după licitația din Serbia care a fost în noiembrie, și SRL-ul, în momentul de față, a trebuit să ridice în continuare cărbunele. Nu numai că Ciurel a vândut puțin, adică sub 500.000 de tone, din cantitatea totală angajată contractual de 1.200.000 de tone, dar a vândut și foarte ieftin. A vândut maxim 500.000 de tone înseamnă încasări de 6.500.000 de euro. Care e suma totală care ar fi putut-o încasa CEO? În momentul în care Ciurel a semnat contractul cu cei din Constanța, știa că acel cărbune se va vinde cu 300 de euro în Serbia și că transportul nu poate costa mai mult de 15 euro. Să zicem că s-ar fi vândut la modul dat cu 20 de euro pe tonă cărbunele, ar fi fost încasat la CEO de 24 de milioane de euro, adică cu 17,5 milioane de euro peste cât a reușit Ciurel să încaseze. Asta ar fi generat un buget care n-ar mai fi condus la disponibilizări și la șomaj tehnic. Este evident pentru toată lumea. În afară de faptul că s-a prejudiciat CEO cu suma aceasta, avem niște transportatori secuiți, pus pe butuci. Domnul Ciurel a recunoscut. Sunt transportatorii toată ziua la ușa mea, spunea dânsul, și plâng după bani. Păi, în momentul în care semnezi un asemenea contract cu doi interlopi din Constanța, în legătură cu care presa centrală a aprobat că aveau și la întreținere la asociațiile 1 milioane de lei datorie la garsoniera în care și-au SRL-ul, e normal să ajungi să pui pe butuși și transportatorii. Înțeleg că săptămâna viitoare, după aproape 7 luni de absență din Gorj, ne vizitează deputatul de Târgu Jiu, Victor Ponta. Săptămâna trecută, majestatea sa, Ion Călinoiu, s-a scăpat și a spus că i-a preparat o întâlnire cu pensionarii. Tot respectul pentru pensionari, dar vorbim de niște persoane sedate, care n-au niciodată nicio nemulțumire, vorbim de 20-30 de inși nelipsiți de la Nunta de Aur și de la zilele vârnicilor organizate pe bani publici de Cârciumaru, care îi vor cupa mâna încolonați premierului. Eu îl rog pe premier și voi face diligență în acest sens, voi trimite un document să vină și să discute cu angajații CEO care au protestat 2 luni de zile fără să rezolve nimic. Este inadmisibil să vină la Târgu Jiu după 7 luni ca să se întâlnească cu niște pensionari. De ce crezi că directoratul Complexului Energetic Oltenia încearcă să dea vina acum când a fost sistat contractul de livrare de cărbune? Nu se știe pe ce perioadă, pentru că nu a fost specificat acest lucru, s-a spus doar că pe perioadă nedeterminată, asupra sârbilor, asupra celor cu care nu au nicio relație contractuală. Deci toți oamenii serioși care încearcă să analizeze ce spune Ciurel trăiesc cu regretul că nu au studii de psihiatrie, pentru că e nevoie să fii psihiatru ca să poți să
înțelegi și să interpretezi astfel de declarații. În emisiunea de aseară, o colegă de la altă televiziune l-a întrebat dacă între timp cei din Constanța și-au achitat datoriile la CEO și dânsul l-a mai recunoscut că a făcut declarația asta cu două săptămâni înainte. Acum două săptămâni a spus că presa e responsabilă, aseară a spus că niște sindicali sunt mortu. Este incredibil cu câtă naturalețe minte omul ăsta în condițiile în care nu minte în legătură cu familia lui. Minte în legătură cu destinele a 19.000 de salariați care la rândul lor au familii de întreținut. Aș vrea, dacă se poate, să-l întrebe domnul președinte Părbulescu, cu sinceritate, dacă ne poate răspunde, ce au câștigat înșii, ca, nu ca lider sindical, ca angajat CEO după cele 3 luni de protest și după zilele acelea de greva foamei. Ce au câștigat concret? Cu ce li s-a îmbunătățit viața ca salariat aici CEO? Că păi, e foarte multă liniște. Da, au câștigat niște concedieri și acum bonus un șomaj tehnic. Să răspundă. S-au perindat în cele două domnule Părbulescu, vă rog. Cel puțin 10 de salariat. Vă rog. Mulțumesc. Păi, în primul rând, cel puțin noi din FNM, ca și lideri, n-am câștigat nimic. Pentru că știți foarte bine că suntem plătiți tot de sindicate. Iar referitor la cotizația de sindicat, o câștigasem în instanță. Deci era obligat domnul mare manager să ne plătească acea cotizație, să o rețină, să o vireze, pentru că noi au dat de la dumnealui. A doua chestiune, ce au câștigat salariații? Din păcate, salariații n-au câștigat nimic, dar să ne aducem aminte de propunerile cu care venise domnul Ciurel în luna ianuarie. Deci în luna ianuarie, dacă nu era acea minimă opoziție care a FNM-ului, care ulterior a strâns lângă ea mii de salariați, dezastru pentru salariați era mult mai mare. Și nu trebuie decât să ne aducem aminte de, și am zis înainte în emisiune, de diminuarea drastică a concediilor, din diminuarea normei de personal, adică mai puține persoane trebuie să facă ceea ce făceau mai multe anterior. Asta dorea domnul Ciurel. Eliminarea foarte multor sporuri. Bine, probabil Narcis Dalju deci, într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate, ce am câștigat, n-am câștigat nimic, dar a fost o bătălie în a nu pierde ceea ce își propusese administrația, pentru că nu trebuie să uităm și domnul Ciurel a încercat să-și organizeze sindicatele sale majoritare timp de un an de zile. Și chestia asta l-a avantajat pe dumnealui, pentru că dacă nu erau unii colegi, între ghilimele, de-ai noștri, dânsul nu putea să-și pună în aplicare acest program și acel contract. Dar, domnule Părvulescu, acest program care cuprinde niște disponibilizări masive, că sunt peste 2100 de oameni care pleacă acasă, nu a fost anunțat nici măcar la sfârșitul anului trecut, atunci când se spunea că avem niște rezultate mirifice la complexul energetic Oltenia. Dar vă aduc aminte că noi, ca și federație, am spus de dezastru tehnic și tehnologic din complex și de faptul că ne paște în scurt timp închiderea unor capacități. Pentru că, vedeți dumneavoastră, nu poți să minți la infinit. Adică să afirmi că e bine numai când e bine. Lucru confirmat. Dacă vă uitați pe comunicatele CEO, 9 luni de zile, când dumneavoastră mass media prezentați acele rezultate negative, nu a apărut nimic. Dintr-o dată s-a mers bine în lunile acea de iarnă. Acea mică părticică mass media care, locale, da, adică da, Narcis nu vorbesc Dajul, de toată, Panduru. Știe, cum să zic, telespectatorii dumneavoastră știu foarte bine la ce media mă refer. Pentru că cred că foarte mulți gorjeni au făcut distinția. Să-l ascultăm că este prin telefon Narcis Dajul și... Două, trei lucruri. Se aude și foarte rău în studio. Da. Te rog. Mie unul mi se pare foarte ciudat că în piață au fost cel puțin 10.000 de salariași CEO, sigur au fost câte 5.000, dar nu au fost tot timpul aceiași. Și ăia 10.000 de salariași CEO au tăcut brusc. Nu numai că au tăcut cei 10.000 de nemulțumiți care au urlat două luni în piață, jos Ponta, jos Ciurel,
dar au trecut și liderii. În afară de domnul Pârvulescu și de domnul Crețan, eu nu mai văd pe nimeni pe niciunde. Și nu am o explicație pentru această tăcere din moment ce complexul energetic Oltenia sub Ciurel rămâne pe tobogan. Și dacă DC-ul să alege praful, va trebui să plecăm majoritatea din acest județ. De altfel, multimiliardarii din Gorj deja și-au cumpărat proprietăți prin Europa și se pregătesc să decoleze. Și o știți mulți dintre dumneavoastră treaba asta. Închei cu situația de la Panduri. Nu știu dacă FNM mai e sau nu acționar la Panduri. FNM nu a fost niciodată acționar. USM a fost. USM, da. Mă rog. Vă întreb ca și cotizant, domnule Părvulescu, vă bănuiesc că an de zile ați cotizat pentru Panduri Târgu Jiu. Avem în momentul de față două comisii de anchetă la solicitarea celui Ciurel, care anchetează un așa zis blat. Este o comisie de la Federația Română de Fotbal și pentru că jucătorii pe care așteaptă săptămâna asta un meci crucial cu FC Brașov pentru evitarea retrocaderii nu erau destul de zăpăciți și de stresați de această comisie, Ciurel a mai înființat încă una, condusă de Ioana, cer scuze, Ioana care este în dușmănie, știe toată lumea, cu Pârvulescu, Ioana care trebuie să stabilească dacă Pârvulescu e vinovat sau nu. De ce era nevoie de a doua comisie? De ce trebuia să fie Ioana în această comisie? Și întâi cu întrebarea firească, Ciurel e sănătos la cap sau nu? Poate este. Vă mulțumesc mult. Da, mulțumim și noi, Narcis Daju. Vă rog. Vreau să completez. Vă rog. Deci eu cred că este sănătos la cap. Pentru că, cum să zic, totuși cred că la Pandurii, de când domnul Ciurel, domnul Călinoiu coordonează totul pe acolo, e posibil să fi întâmplat anumite chestiuni. Pentru că, vedeți noastră, ca și iubitor de fotbal, te uiți din afara actului de management de acolo și îți dai seama că tot ce se întâmplă în zilele astea se întâmplă pentru a distruge această echipă. Pentru că exact cum se zicea și domnul Dăciu, păi cum să mai joace jucătorii aia când au niște meciuri foarte grele? Că au meciuri cu contracandidatele la retrogradare. Deci probabilitatea în momentul de față ca Pandurii să rămână în divizia e foarte mică. Și ați văzut cum au jucat și cu Chiajna și... Păi s-a amețit. Acum i-au amețit de tot. Mai departe, referitor la domnul Ioana. Cum să zic, dumnealui a fost economist la Roșia. Noi am fost Roșia Peștana o familie, ani de zile. Ne cunoaștem, știe fiecare om ce capacitate de acolo, de la noi. Din Roșia Peștean are acest băiat. Și ce răutate are în el. Sesizarea domnului Daju. Păi cu tent a fost pus domnul Ioana, șef de comisie la Eugen Pârvulescu. Și nu e că e analogie de nume și suntem și neamuri mai îndepărtate. Dar eu vă spun că Pârvulescu Eugen e printre puținii. Nu știu dacă a fost sau a făcut sau n-a făcut ceva. Dar e printre puținii arbitri care atunci când au greșit și-au dat demisia din arbitraj. Eu personal, la cât îl cunosc pe Eugen, nu cred că Eugen a făcut ceea ce afirmă domnul Ciurel. Dar domnul Ciurel, sunt în mintea anchete. Dumnealui, are numai idei de asta sunt de... Sunt anchete. Cum să zic, că e trădat, că e furat, că e nu știu cum. Poliție. Probabil vor releva până la urmă. E complicat, ceva, e complicat. Și de ce? Pentru că într-adevăr a zis că dumnealui, domnul Ciurel a zis că într-adevăr dumnealui nu se pricepe la fotbal. Că spunea că s-a dus poate acolo Pârvulescu, Eugen și le-a zis la cei de la ăsta strategia. Parcă ar fi fost o bătălie navală. Păi un meci de fotbal, aia știu cam ce poate fiecare jucător. O echipă adversă despre echipa cealaltă. Acum depinde tu ca antrenor și ca și conducător, cum îți mobilizezi echipa să joace mai bine. Dar din păcate echipa asta a fost demobilizată de tot, de scandalul care există de un an jumătate la club. De asta a ajuns echipa aici. Că sunt aceia jucători care acum un an jumătate defilau un campionat. Dar de asta că în primul rând trebuie să știi să lucrezi cu oamenii. Trebuie să te înțeleagă, trebuie să-i stimulezi. Și nu stimulat cu bani, trebuie să-i stimulezi și verbal. Păi dacă tu le spui, bă, ați trântit meciul, ați furat, ați făcut, ați dres. Cine dracu mai joacă pentru echipa ta? Nu mai joacă nimeni, dar de asta se alege praful de ea. Unul dintre cei pe care președintele suspendat
Eugen Pârvulescu i-a acuzat, a fost președintele Consiliului Județean și vicepreședinte al PSD, Ion Călinoiu, iar în urma verificărilor pe care le-am făcut și noi în ultimele zile, am aflat că, într-adevăr, domnul Ion Călinoiu a fost supărat la un moment dat pe Pârvulescu, pentru că are și domnul Călinoiu un nepot pe la clubul de fotbal pe care îl voia neapărat în prima ligă. Iar respectivul nepot nu prea îndeplinea condițiile. Dacă este o răzbunare sau nu, vor releva anchetatorii. Nu este. Vor și releva este. Anchetatorii. Nu președintele clubului face echipa, ci antrenorul. Antrenorului specialistul care vede din punct de vedere... Dar noi avem niște metehne mai vechi, domnule Pârvulescu. Dacă avem o funcție de conducere, adică avem trebuie care să ni se tot. Angajeze și copiii, da. Și nepoții, bine, și amantele, și... Din păcate, chestiunea asta sunt convins că s-a întâmplat și în CEO. Cu angajări de-astea care le spuneți dumneavoastră și acum trebuie sau să plătească alții. Sau să ne fie promovați. Și promovați au fost... cu duiumul. Și vor fi. Cu duiumul. Deci dacă sunt în barca puterii, sunt promovați fără probleme. Fără concurs, fără nimic. Vreau să revin un piculeț la restructurarea aceasta, pentru că am discutat de aspectul a ceea ce s-a dorit, cu reducere de cheltuieli, cu chestiunea. Dar, cum să zic, să nu uităm de faptul că sunt persoane care sunt puse acolo pe listă pe criteriul acela de prepensionare. Vedeți, noastră, nu CEO trebuie să stabilească când o persoană iese la pensie. CEO, în momentul când punea pe Pârvulescu pe listă, trebuia să vină cu certitudinea de la casa de pensii că Pârvulescu iese la pensie atunci. Din păcate, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Din păcate, sunt sute de salariați care încearcă săracii pe la casa de pensii să-ți obțină acele dovezi că nu sunt pensionabili în acea perioadă și nu știu cât vă reuși această chestiune. Mai mult, au început cu, cum să zic, cu, eu zic că e amenințare, felul de a trimite preavizul. Deci niciodată în istoria restructurării mineritului nu s-a trimis preaviz prin executor judecătoresc. Păi ce să facă executorul judecătoresc? Ce să execute? O chestiune care unitatea era obligată personal să o dea la salariat. O face un executor judecătoresc. De ce a făcut-o? Gura lumii spune multe. Și ca dumneavoastră, ca și jurnaliști, ar trebui să investigați de ce prin doamna aceea s-au făcut acele executări. Pentru că e posibil ca prin acea doamnă notar să făcut și alte chestiuni. Cum s-au mai făcut și prin alte doamne notar. Că tot dumneavoastră, o parte din media a scos la iveală anumite chestiuni. Da. Tot legat de restructurare, nu se vorbește de, cum să zic, de închiderea unor perimetre miniere și anumitor capacități energetice. Și aici vizez perimetrul Peșteana Sud, unde sunt și președinte de sindicat la Caria Peșteana. Vedeți dumneavoastră, anul trecut, noi ca și federație spuneam, domnule, situația e catastrofală în cariere. Nu se aduce nimic. Starea tehnică e la pământ. Tehnologic suntem la pământ. Se va întâmpla ceva cu acele cariere. Toți spuneau din lumea politică, ăștia sunt nebuni, domnule, nu se pricep, nu se va întâmpla nimic. Primarii din zonă de acolo, și dau exemplu pe primarul de la Urdar, care e afectat acolo, că cariera respectivă e pe perimetrul lui, le spunea la concetățeni, domnule, Pârvulescu ăsta e nebun, cum să se închidă, domnule, Peșteana Sud? Că am vorbit eu cu domnul Ciurel și mi-a garantat că dacă îl alegem pe Ponta, nu se va închide nimic. Probabil că nu s-a ales pe Ponta, de aia să închide perimetrul ăla. Sau de bine, ce? Acum ar trebui iar ca acum toții, același primar le spune la ascultați-vă să termin. Același primar Ponta și ai proiectului respectiv să meargă și să deci ceară același primar din explicații. Comuna Urdari le spune la salariați că Pârvulescu a închid cariera pe Peșteana Sud. Păi eu sunt administrator, eu am făcut acolo lucrări de tehnice, tehnologice. Păi nu, dar vă dați seama manipulare de asta. Păi el crede că oamenii au uitat ce le promisese în campanie electorală de mână cu domn Ciurel pe acolo când venea în verificare dacă toată lumea e pe poziție. Asta se întâmplă. O altă chestie cu restructurare termocentrala Chișcani, care acum vrem să o vindem, să o dăm la o parte, dar când am preluat-o n-a zis nimic domnul Ciurel. Pe domnul din imagine îl cunoașteți, domnule Pârvulescu? Știți că nu... În cămașă vișinie. Nu. A, da.
Este domnul Căldărușe. Domnul Căldărușe? Pe dumnealui noi l-am găsit ieri în sediul Complexului Energetic Oltenia, acolo unde jurnaliștii pătrund foarte greu. Trebuie să spun că de la începutul anului până acum, Tele3 a obținut două puncte de vedere în sediul Complexului Energetic Oltenia. Adică doar două dăți am fost, în două dăți am fost faceți, lăsați nu faceți jurnalist să intrăm, de casă. Să punem niște faceți întrebări și la care să ni se de casă, dea niște răspunsuri. Cum face și domnul Căldărușe, sindicalist de casă, că nici noi nu suntem primiți. Deci dacă faci jurnalist de casă și sindicalist de casă la domnul Ciurel, ești primit zilnic. Nu te întreabă ce-i cu tine pe acolo, nu te întreabă nici oamenii tăi ce-i cu ei pe acolo, nici la unități ce fac pe acolo sau dacă fac ceva. Asta se întâmplă, asta e ce eu acum. Da, haide să ascultăm și o scurtă declarație a unuia dintre șefii Complexului Energetic Oltenia, pentru că, din nou, aflăm lucruri care ne uimesc. De ce? Pentru că anumite măsuri anunțate într-o anumită perioadă, vedem că nu mai sunt eficiente sau sunt insuficiente și trebuie luate altele, suplimentare. Și culmea, aceste măsuri se iau împotriva salariaților. Sau salariații sunt cei care răspund primii atunci când nu mai merge bine compania. Haideți să vedem materialul. Ultima săptămână a acestei luni, ultimele 5 zile lucrătoare, unitățile din zona Motu, reprezentând UMC Roșuța, UMC Lupoaia, Unitatea de Închidere și Conservare Motu, precum și UMC Peșteana și UMC Huznicioara, la care se adaugă sucursala energetică Ișanița, vor intra în șomaș tehnic. Acest șomaș tehnic va fi continuat și pe primele 5 zile lucrătoare din luna iunie. Este posibil ca în cursul acestui an să mai fie perioade de șomaș tehnic? Așa cum v-am spus, dacă piața ne va fi defavorabilă, din păcate va trebui să aplicăm această măsură, care este totuși o măsură de mijloc, de echilibru, în sensul că lucrătorii primesc 75% mânut acasă. Va trebui să corelăm această măsură cu alte măsuri, în așa fel încât economiile să fie mulțumitoare. Dacă vom lăsa această măsură numai în ceea ce privește economia la fondul de salarii, nu va fi un succes. Va trebui să corelăm legată cu cheltuielile cu transportul, reducerea cheltuielilor cu transportul și alte cheltuieli. Da, s-ar putea ca în viitorul apropiat, adică în următoarele luni, să nu mai fie suficiente aceste reduceri care se fac la fondul de salarii și să se impună niște reduceri și în ceea ce privește cheltuielile cu transportul, de exemplu, spune domnul Rușeț. Păi, să vă zic de ce. Vă rog. Pentru că dânsii au în intenție să facă un program de lucru cum ni l-au propus acum un an jumătate și nu l-am acceptat. Și anume? Deci, acela de 12 ore. Deci dânsii cred că salariații noștri sunt roboți, ci că pot să lucreze în carieră 12 ore continuu. Dacă îl vor implementa, și posibil să-l implementeze, pentru că exact cum se zicea și domnul Daju, mai există foarte puțină mișcare sindicală în Complexul Energetic Oltenia. După cum mai există deci dacă, și foarte puțină dacă îl vor implementa, dacă îl vor implementa, eu vă spun că în scurt timp se va dovedi că acel program, chiar dacă aparent reduce costuri, pentru că automat se va reduce costul cu transportul salariaților cu o treime, pentru că în loc de 3 curse vor fi 2 și alte costuri, o să vedeți că vor interveni alte cheltuieli produse de avarii. Pentru că, repet, oamenii nu sunt roboți. Majoritatea salariaților au vârsta în jur de 50 de ani. Păi oamenii aceia nu mai reacționează ca tineri la 30 de ani. Domnul Ciurel, uite chestiunea asta. Dânsul a făcut o analiză decât pe costuri ce se întâmplă cu acel program. Nu și pe ce capacitate au salariații, dacă salariații pot să lucreze 12 ore. Mai mult, există programul acesta ca excepție. Nu se poate implementa că vrea domnul Ciurel să reducă niște cheltuieli să facă acest lucru.
Deci, dar și există multe alte idei de asta manageriale năstruznice. Este un subiect care a rămas așa în coadă de pește. De ce? Pentru că nimeni nu a dat niciun răspuns. Dumneavoastră, sindicaliștii, ați tot bătut apa în piuă, dar dumnealor s-au făcut că plouă. Acele angajări care s-au făcut în ultima perioadă, adică anul trecut sau în ultimul an și jumătate, au fost acuze că au fost angajați în complexul energetic Oltenia oameni pe criterii politice, pe criterii de rudenie și așa mai departe. Alte criterii decât competența sau decât necesitatea unor angajări în complexul energetic Oltenia. Cum rămâne cu aceste persoane, adică ultimele venite, pe care nimeni nu prea le-a căutat la dosărelul de angajare? Noi ca și organizație am spus-o, nu numai referitor la acest subiect, ci și la alte subiecte sensibile din complex. Păi, adevărul, adevărul îl vom afla după ce pleacă această echipă managerială. Pentru că atunci când un conducător de unitate e susținut de vârful puterii, e foarte greu ca o instituție a statului să-și facă treaba cum trebuie. Și vedeți ce se întâmplă în Gorj. Și de ce se întâmplă în Gorj chestia asta? De ce și vă dau, și vă dau un exemplu recent. Noi am avut continuu scandal, Federația Națională de Energie, sindicatele din Federație, cu acea cotizație pe care dumnealui, prin contract, se obligație să o rețină, să o vireze la salariați. Am câștigat acest proces. Instanța, e proces definitiv și revocabil, a hotărât ca administrația se face vinovată de faptul că n-a reținut cotizația, că n-a dat-o pentru o singură, pentru luna februarie 2014, se face vinovată pentru această nereținere, că ne-a produs un prejudiciu și se obligă să ne vireze suma aferentă tabelor care noi le-am depus și n-au fost făcute, nu au fost lucrate în perioada respectivă. Ce fac dumnealor? Dumnealor acum, printr-un abuz, am înțeles că vor să rețină la salariați acele sume. Păi dacă încoate, gândiți-vă că nu le e teamă de acest abuz. Pentru că știți foarte bine că o reținere nu se poate face că hotărăște Măria Saciurel. O reținere se face în baza unor documente. Păi dacă instanța spune să vireze acea sumă de el, de administrator, pentru că se face vinovat, cum își permite, cum și-ar permite un om într-o societate normală să facă astfel de chestii? Dar își permite pentru că știe că instituțiile statului, știind că dumnealui e susținut de la vârful puterii, nu se vor lua de dumnealui. Dar o să vadă că până la urmă și instituțiile statului își vor da drumul, pentru că eu totuși sper ca România lui 2015 nu mai e România lui 2014, în care domnul Ciurel să facă 11.000 de abuzuri aici, în societate, iar nimeni din instituția lui din Gorj să nu ia nicio măsură. Bine, se mai apropie o campanie electorală, să știți, și depinde cât de mult se bazează partidul pe minerit și energie. Că s-a spus... Eu cred că nu se mai bazează. S-a spus în ultimii ani... Și vedeți și dumneavoastră și domnul Daju se siza. Uitați cât de dese sunt vizitele deputatului de Gorj Ponta aici la noi. Sunt foarte dese. Da, vreau să citesc câteva mesaje. Nu avem foarte mult timp. De fapt, am depășit spațiul doar un minut. Dar revin la chestia asta, ca să înțeleagă salariații care vor fi supuși acestor abuzuri de către Ciurel. Deci eu le promit în numele sindicatelor, acele patru sindicate care am fost în proces și am câștigat procesul cu Măria sa Ciurel, că nu dumnealor vor da banii respectiv. Chiar dacă inițial Măria sa Ciurel prin abuz le va reține dânșilor. Deci nu vor pierde banii respectiv. Întreabă cineva, de ce dau oamenii afară unde nu se desființează locul de muncă și nu oameni angajați recent? Am întrebat și noi ceva mai devreme. Un alt mesaj, PSD este o mare dezamăgire, un alt telespectator. La Sârbe au dat cărbunele cu 58 lei pe tonă, iar eu când cumpăr de la ei, prețul este de 101,5 lei, fără să-mi asigure utilaj pentru încărcat. Semnează cineva din Motru. Sunt foarte multe mesaje, dar am depășit deja spațiul. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. O să urmărim în continuare ceea ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia.
Mai bine zis teatru din Complexul Energetic Oltenia. Că din păcate tinde să devină o telenovelă, din păcate și pentru angajat și pentru acest domeniu. Și pentru județ. Și pentru acest domeniu de activitate, care este unul cheie pentru România. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Jurnalul urmează în câteva momente. Numai bine!